Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să facem un unboxing la un motor, la o motocicletă Alfa Rad. Modelul este KXD 612 Adler. Este un cross destinat copiilor și o să vedem acum ce găsim în cutie. Cam așa arată, are un cadru de protecție, o cutie destul de bine făcută care o protejează foarte bine. Avem prins jugul aici, ca să nu se miște. Așa, furca de asemenea este prinsă aici de cutie, de cadru metalic. Cam așa arată. Desfacem cadrul acesta metalic. Și continuăm. Cam așa arată, după cum vedeți, avem un cadru mult mai solid, mult mai rezistent. De aceea, până în prezent, noi nu am adus aceste modele, pentru că aveam un cadru foarte subțire, ziceai că sunt... Este un cadru de bicicletă și erau foarte, foarte fragile. Aceasta este un model, bine, este modelul Pro. După cum observați, este mult, mult mai ramforțată și mult mai rezistentă. Ok, primul lucru o să-i prindem amortizorul de basculă. După cum vedeți, avem un amortizor destul de robust, destul de mare pentru o motocicletă așa de mică și așa de ușoară. Bascula este destul de groasă și fierul pare gros. Așa, avem prindere aici la fel, care pare foarte rezistentă. Uitați și etrierul. Deci este etrier, nu jucărie pentru o motocicletă așa de mică. Pompa de frână la fel. Aici avem pedala, motorul, haideți să prindem amortizorul, acesta este eșapamentul, prinderea la fel este destul de groasă, inclusiv materialul din care este făcut eșapamentul, deci nu este tablă din aceea subțire moartă, este foarte rezistent. Butucul, spițele, anvelopa, este, să știți că este destul de ok, are un cauciuc destul de moale în compoziție, deci chiar o să aibă aderență bună. Discul este perforat, este un disc sport. Punem ghidonul. Cum vedeți, avem furci inversate, upside down. Avem și aerisitor. Sunt foarte frumoase, sunt destul de groase. Este furca, destul de groasă. Etrierul, la fel ca și pe spate, un etrier destul de mare pentru o motocicletă așa de mică. Jugul robust. Totul pare foarte calitativ față de modelele anterioare, unde cadrul, repet, era ca la o bicicletă. Acestea sunt mult mai rezistente. Uitați și bateria unde o avem poziționată. Este aici în față.
Așa, bobina de inducție. Avem aici lângă. Carburatorul, electromotorul. Accelerația, avem o accelerație rapidă, cursă scurtă, foarte frumoasă, subțire. Așa, frâna hidraulică pe față, ambreiajul. Punem aripa. Gata aripa, trecem și la far. Așa arată farul. Avem bec, fază lungă, fază scurtă cu LED, poziție cu LED. Este un plastic destul de calitativ și foarte frumos ca și formă. Ok, acum venim cu farul pe poziție, intră exact ca la KTM. Are doi pini aici pe aripă. Așa, și prindere aici cu șuruburi. Conectăm ufa la far. Punem pe cei doi pini. Și prindem șuruburile de fixare. Ok, am desfăcut și rezervorul ca să vedem mai bine. Uitați aici filtrul de aer. Foarte mare carburatorul. La fel, de aici este și puterea. Așa. Cadrul, cum v-am spus, este foarte solid. Așa, aici este carburatorul, șocul. Da, se dă în sus pentru a se trage. Așa, avem cilindrul 140 cm3. Baterie de 4 amperi, CD-ul, regulatorul de încărcare. Și pe partea aceasta avem cealaltă parte a carburatorului, reglajul, relantivul, electromotorul, eșafamentul care e foarte ok. Cablul de la ambreiaj, capacul, pedala de pornire. Eu să-i punem rezervorul la loc și continuăm montajul. Ok, punem și scărițele. Venim și cu roata față. Punem pe etrier. Axul, distanțierul. Și din partea cealaltă. Centrăm roata. Mai avem vârful de la pedala de frână. Ok, cam așa arată, montată, complet. Acesta este farul, mai avem sticărele de pus. Acesta este contactul general. O să-i punem benzină, o să dăm afară și o să pornim. Ok, am pus benzină. Cum să-i tragem șocul, este băgat pe aici. Așa l-am ridicat. Punem contactul, ținem frâna și dăm la automat. E prima pornire, de aceea pornim mai greu. O ajutăm puțin din accelerație.
o dată. Ia, pornește mult mai bine. Trebuie să o lăsăm puțin să-și tragă și uleiul. Ok, gata și colantată. Cam așa arată. Și cam așa arată lângă un KTM de 250, deci este destul de înaltă, destul de mare. Observați? Adică nu este chiar de copii, cum zic unii. Merge pentru cineva până la 1.60-1.70, merge lejer. Așa. Și partea aceasta. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați like și abonare la canalul nostru. Iar dacă aveți ceva întrebări, sugestii, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.